În era tehnologiei și cel mai mare poet al țării este sărbătorit ca atare. De Ziua Culturii Naționale, ziua poetului nepereche Mihai Eminescu, elevii din municipiul Botoșani, care recită pe de rost poezia lui Ceafărul, au șansa să câștige o tabletă. De Ziua Culturii Naționale, 15 ianuarie, anul acesta, organizez un concurs ca și în anii precedenți, prin care vreau să premiez tinerii meritoși din municipiul Botoșani. Și dacă sunt elevi și dacă știu poezia lui Ceafărul, scrisă de marele nostru poet Mihai Eminescu, pe data de 15 ianuarie, au posibilitatea să câștige una din cele 10 tablete pe care le pun la bătaie și pe care le ofer cu mare drag dacă îmi rostesc această poezie și o știu pe din afară. Îi aștept cu drag la biroul meu de la sediul partidului pentru a le înmâna premiile și pentru a-i felicita. Copiii care vor să participe la concurs sunt așteptați pe 15 ianuarie la sediul PSD Botoșani. Dacă vor fi mai multe de 10 elevi care vor recita poezia, se va organiza o tragere la sorți.